natura complexității. Este foarte interesant de citit, am posibilitatea să mă puțin un biolog de nou despre care vine puțin în contrapunere cu, să zicem, cu privirea de cartiană și tot ce a însemnat afilierea de cartiană. Și așa mai departe, ajungem până la Nietzsche. Nietzsche este un mare filozof gânditor care este cu o linie de genul acesta. Ajungem și, sigur, ajungem în secolul 20, prin Bergson, și după aceea să apară, începând din perioada interbelică, apar și, să zicem, oamenii de știință care se ocupă așa ceva. Chiar George Georgescu Roengel, pentru mine, marele nostru economist, este un complexist al manometrii, în modul lui de a gândi și a vedea știința economică, dar, din păcate, el a făcut prima de ales majestate, în sensul în care a ieșit din curentul principal pe care l-a servit de fulminant până prin anii 60 și a ieșit și a propus bioeconomia lui, care din păcate, iarăși, este atât de puțin cunoscută și chiar la noi. Îmi pare rău că nu există o școală de bioeconomie care să valorifice pe Georgescu Roengel. Ce mai dar mai să dezvolte în așa ceva. Acolo între alții. Știți foarte bine că îmi place să glumesc puțin și să spuneam după faimosul 9/11/2001, pauzul meu, Samuel, să nu între pregânditor numele pentru economie, printre primele, a spus că va trece mult timp, când scrie nouă lipă de venimisiv și atunci gândirea în Nicolae Cetescu Roengel, care a fost coleg, să zicem, când a fost în perioada 35-36 la Harvard, care a fost coleg și la predisciplinarul și la faimosul Schumpeter, pe care iarăși este unul dintre ei. Da, care a din Cernăuți, de la Universitatea, a fost, într-adevăr, profesor și a scris prima carte, probabil că gândirea primelită din 1908 a făcut-o la Universitatea din Cernăuți. Spunea Șervan, printre alții, pentru că nu există vibrația vis-a-vis de un curs de bioeconomie. Se caracterizează extraordinar. Exact. Tot accident e plin de cărți despre bioeconomie aici. Da. El este, cum spun, popular, mai ales la educație în ceva francez, în Japon. Iar americanii se naută de aici, și se naută. Deci, așa, revenim la ceea ce spunea Paul. Bombă, așa, la premizele mainstream-ului. Asta a făcut. Așa este. Le-a desfințat. Așa este. Revenim puțin ca să termin gluma. Samuelson a spus că atunci și gluma mea pe care o fac pe spunerea despre când îl sărbătoreau la întâlnirea vârstei de 70 de ani, dacă mă înșel, undeva în 1986, a spus că atunci când Grigorianul vor deveni misiv, atunci va deveni actuală, deci era mult înaintea timpului, gândirea lui Georgescu Roengel. Și eu după 9/11, doar să spun, zirienori au devenit misit. E momentul în care gândirea lui Georgescu Roengel se fie aplicată și pusă bine în valoare prin programele politice, prin elaborarea de politici de care discutăm acum. Deci, după moment, vreau să revenim acum, deci, cum vedeți, Robert Rosen, el este, dacă vreți, este un matematician biolog, care a înțeles foarte bine și a început, să zicem, într-un fel, prin sistemele lui anticipative, a început să formalizeze, în sensul mai științific, formal, o gândire a complexității și în care a pus bazele, să zicem, dezvoltării a ceea ce, în felul ăsta, nu matematica relațională. Și a fost lui, a scris un lucru despre model like itself, a continuat-o pe Robert Rosen. Dar, vedeți, deci spun așa ceva pentru că, într-adevăr, asta îmi place definiția lui asupra
complexități și cum definiția lui spune foarte multe lucruri. Deci, vă dați seama, lumea reală este o lume complexă. Numai perspectivele noastre, eventual, sunt, să zicem, simpliste sau simpli, nu știu, simpliste, mai poate mai bine spus, despre așa ceva. Deci, după cum vedeți, eu spune că un sistem este complex în măsura în care niciun formalist nu poate să capteze în totalitate bogăția lui, dacă vreți. Bogăția lui de atribute, de procese care se fac și așa mai departe. Deci orice formalism pe care am vrea să-l încercăm nu poate, într-un cel mai simplu, dacă vreți, sistem complex, nu poate fi abordat printr-un formalism, cum spune el, distinct, într-un formalism distinct. Deci, pentru a putea să înțelegem, să percepem, să înțelegem, și cu atât mai mult să încercăm să, eu știu, să nu spun să controlăm și să orientăm, general, ca și ideea să mă complex, e greu de controlat. Dar cel puțin trebuie să facem să orientăm controlat în sensul strict inginerești al cuvântului. Dacă vreți, aici am avut diverse discuții cu colegii mei mai ingineri din centru pe ideea de control. În general, mi-am distrat ideea de control în sensul ingineresc. În zona științelor socio-umane, e mai degrabă vorbind de influență, de, eu știu, de controlat, dacă vreți, de orientare și așa mai departe. Putem să găsim multe alte conotații pe care vreți să le facem. Deci, din acest punct de vedere, de asta vreau să vă spun că un sistem complex e greu de percep, să-l prindem, să-l captăm și să-l punem într-o singură relație formală. Deci, relație formalizată într-un limbaj matematic ortografie. Deci, de altfel, știți foarte... Care rog de mătica, dragul meu, este echipa de curentul formalist. Da, care îmi trebuie spus. Nu, bine, dar v-am spus că nu sunt utile. Simptome. Am spus că e greu de perceput și am spus-o de la început, că nu vreau să... În cursul de teorie a sistemelor care țineau politehniștii la cibernetică, totul era tornat în ecuații matematice care exprimau și controlul sistemelor. Da. Chinez că nu se înțelege un sistem, să zicem, neviu, că e controlat bine, un mecanism, un robot, spune ce vreți. Da. Niciun sistem formal nu-și poate demonstra contra coerență, dar prin acoperirea sa Exact, problema interesantă care este că dacă în planul de... Nu, putem să stăm... Interpretarea semantică Iubirea formalisme galicistă a intrat în inginerie și în tehnologie. Da. Și a devenit paradigma dominantă. Dominant aproape reducționist asupra modului în care știm să construim obiectele. Sigur că în momentul de față putem să discutăm, se schimbă paradigma, inclusiv în inginerie, dar asta e altă poveste. Deocamdată ceea ce vreau să spun că am să spun că pe linia lui Rosen, Robert Rosen, la Hof, din zona științelor, dacă vreți, linguistice, și vorbește despre asta, în cartea lui, George Lakoff este un psiholog și care și eu se ocupă puțin de parte superbă. Și în cartea asta, Tom Sintofer, am lăfat, nu te gândi la un elefant, chiar spune așa. Dacă vă spun, nu vă gândiți la un elefant, sigur îl aveți deja în minte, v-ați gândit la el. V-a apărut în minte. Deci, după cum vedeți, prin faptul că eu am spus așa, nu vă gândiți la elefant, de fapt ați gândit la el, e imposibil să nu vă gândiți. Și atunci el, în câteva, în două cărți de anii 2004-2006-2007, George Lakoff, care fiind, să zicem, orientat, fiind un fel de, să zicem,
eminență cenușie a progresiștilor în America, sigur, fiind și om de știință, să ne întrebăm la copii și om de știință, în momentul în care om de știință, dar în orice caz, ca om de știință, ca și, cum se spun, aplicitea foarte puternic o gândirea neocolă, să zicem, de fapt, așa cum a fost ea reprezentată în perioada femeilor Bush, între 2008, și inclusiv, să zicem, el și cu... El a propus, dacă vreți, în perspectiva gândirii politice, Jeff Blackoff a propus, prin asta a propus un mod de a ieși puțin din modul în care cadrau, făceau cadru de gândire, să zicem, partidele conservatorii, Partidului Republican din Statele Unite, care era, dacă vreți, defaultul politic al Americii. Dar acest default i-a reușit să fie de multe ori. De multe ori, pentru că totdeauna, dacă paradigma sau, mă rog, perspectiva lor este cea de tip default, tu faci referire la acest default, la această parte de acolo, gândirea elefant. Dacă elefantul este gândirea, ideologia, dacă vreți, de tip conservator, a Partidului Republican din America, și asta e cea care e de tip default dominantă, nu poți să-mi faci referire la ea. Deci, vedeți? Exact, exact. Acum, sigur, sunt multe din toate astea. Și atunci, sigur că, sigur, după cum vedeți... Super pozitiv. Da. Deci, în principiu, după cum vedeți, întotdeauna trebuie să ne gândim. Deci, paradigma, dacă vreți, sunt câteva, să zicem, concepte care, de tuturor, de toate, înspre același cadru, vorbim de un cadru, practic, de un fel de paradigmă, dacă vreți. Sunt domenii destul de apropiate cu conceptuații. Se fac mult în modul în care, sigur, că aici, dacă intrăm, mai ales cu Șerban, dacă intrăm într-o discută, o să ne comprăm până la mâine dimineață pe diverse nuanțe ale modului în care deosebim o paradigmă de un cadru și ce mai luăm un tătan și unde o paradigmă și așa mai departe. Sunt cuvinte care, într-un fel sau altul, în zona politică este prin excelență totuși o gândire care este foarte simplificatoare. De altfel, eu am spus totdeauna politică. Ideologiile sunt gândiri simplificatoare. De altfel, cum să spun eu, într-un fel sunt și obligate de o anumită acțiune, încă și nu știm să acționăm decât simplu. Acțiunea dintr-o paradigmă a complexității, încă nu știm să o facem, sau bănuim cam cum ar trebui să o facem, dar știm încă foarte puțin să o facem. Și atunci sunt obligați și de practica implementării oricărui program politic să gândim reducționist simplist, adică polarizând, dacă vreți, politic, în mod, cum ați văzut în toate, marea majoritate a țărilor democratice care au fost tradiție, există o polarizare între două. Și dacă ne uităm puțin iarăși la evoluția polarizărilor politice de la Magna Carta, de toate evoluția, dar să zicem de la liberalismul englez, în care s-a făcut prima dată liberalism conservator, după aia odată cu dezvoltarea și creșterea proletariatului, cum se zice, conservatorii, mai ales în zona, să zicem, științelor, în zona politicilor, din zona europeană continentală, din ce ce mai mult s-a trecut în care liberal, din potenția, dacă vreți, a luat locul, s-a deplasat iar spre data conservatorului și a fost social-democrația sau la Labour, pe care vorbesc astea. Ulterior, sigur că pe o altă evoluție, o altă spirală, o să vedem cum Labour-ul sau social-democrația este contestată și apoi contestată de o abordare care vine tot despre perspectiva, să zicem, mai de dreapta populară și s-a creștit democrație. Și acum suntem într-o perioadă în care, pe evoluția celor două câteva cicluri de acest, o perioadă în care bătălia polarizată în politică se dă într-o gândire, dacă vreți să o simplificăm, sigur, gândită, polarizat, între stânga dreapta, dacă vreți, conform cu Revoluția franceză și chiar semnatea din perspectiva evoluțiilor ulterioare, stânga dreapta, deci din acest punct de vedere este clar că suntem într-o perioadă în care, să zicem, populari creștind democrația de dreapta și social-democrația și sau, spuneți cum vreți, social-democrația, socialiștii suntem în cealaltă parte. Sigur, nici de vreau, de acord. Care
Dar și care polarizează într-un fel sau altul. Te trimite într-o parte să te trimite într-un fel sau altul într-o polarizare, pur și simplu. Deci. Și stați un pic, și poanta este că e nevoie de a sări din această perspectivă, să vedem altfel, să gândim dintr-o perspectivă a complexității. Deci avem prietenul nostru matematicianul de la Bocoșoara. Matematicianul nostru de la Bocoșoara, care a făcut cursul de teoria fractalilor, el în modelul său de țară are altă perspectivă a politicului. Deci asupra politicului, dacă ne uităm la modelul de țară, vedem alte paradigme. Da, știu. Știi, un filozof a dat următoarea definiție de ideologie. A ideologie? Nu, a ideologiei. A ideologie. Așa, deci ideologia. Dă-ți-mi mai tare este un sistem simbolic care vrea orice preț să impună un interes dominant. Să impună un interes dominant. Deci este vorba de ce? De putere, de motivație, de a domina. Da, motivația. Da. Și de a atrage toate beneficiile de pe urma puterii. Deci, există savanți care spun așa, moarte ideologiilor. Din psihologii și spun, domnule, dar oare poate omul să moare toate ideologiile? Că lumea nu e făcută 7 milioane, nu sunt făcut din savanți care stau și cercetează și de bine înțeleg și știu ce trebuie să facă și mai departe. Da? Iar politicianul este acest fabricator de ideologii. Da? În Statele Unite există, de exemplu, persoane care... care vom spun? Deci este această, vom spun, lupta interesului. Nu, ok. Hai că nu avem timp să mă mai lucrurile de spus și